Polițiștii din Bran au dat în zona centrală a stațiunii peste 3 tineri din Republica Moldova care nu aveau asupra lor documente de identitate. Mergând pe fir, anchetatorii au stabilit că tinerii aveau domiciliul temporar într-o locație din Bran împreună cu alte 8 persoane de aceeași naționalitate. De asemenea, polițiștii din Bran au mai identificat o locație din Moieciu, unde locuiesc alți 20 de cetățeni ai Republicii Moldova. Au fost sesizați cei de la Serviciul Imigrării Brașov pentru a stabili toate aspectele legate de șederea celor 31 de persoane străine. În plus, în urma unei acțiuni, polițiștii au identificat la o societate din Brașov 18 persoane de cetățenie moldovenească, având vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, care desfășurau activități lucrative fără forme legale și nu dețineau avize de muncă eliberate de Serviciul pentru Imigrări Brașov. Persoanele menționate fac parte dintre cele 31 identificate inițial de polițiștii din Bran. Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de primire la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenie, fără încheierea contractului individual de muncă, în conformitate cu legea 53/2003 privind codul muncii, sub coordonarea unui procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Brașov.